găsit, v-ați întrebat vreodată ce înseamnă să vi se îngusteze vasele de sânge foarte tare? Dar atunci când se lărgesc peste măsură. Asta înseamnă anevrism, iar când cazul este foarte grav, intervenția se face fără tăietură prin cardiologie intervențională. Sunt în drum spre premieră medicală. Aici, la Brașov, avem 5 țară spitale ca afară. Spitalul unde se face cardiologie non-invazivă este Spitalul Clinico de la Brașov. Suntem, practic, în fața unei premiere. Acest caz a fost dificil, este dificil în continuare, prin prisma dimensiunii anevrismului, care este foarte voluminos, prin prisma poziționării anevrismului, foarte aproape de arterele care hrănesc rinichiul cu sânge. Da. Deci asta se dilată. Aici, da, dar aici e doar interiorul. Aha. Adică ce circulă. Da. Dilatarea cu adevărat este în perete. Uite, de exemplu aici, fii atent. Vezi? Asta este ce circulă. Da. Și de fapt aorta e de aici până aici. Vezi? Negritura asta e practic peretele anevrismului. E o operație în premieră care stă să înceapă în câteva momente. Nu e clasica intervenție, o tăietură uriașă pe burtă. Pe ecranele din spate, chirurgii urmăresc cum repară anevrismul cu ajutorul unor fire foarte lungi, numite ghiduri, cu care intră prin intermediul vaselor de sânge de la picioare. Dimensiunea acestor ghiduri poate ajunge până la 3 metri, 300 de centimetri. Numai așa putem introduce dispozitive care au un metru lungime sau un metru și jumătate. Aici am introdus... Sigur, am introdus și catetere, și baloane, și stenturi, dar mai ales endoproteza, endoproteza și extensiile ei. Acest caz a fost interesant pentru că a trebuit să abordăm, practic, minim invaziv pe trei căi. Vreau să vă arăt ceva. Asta este proteza, device-ul care se montează în aceste momente în aorta pacientului aflat pe masa de operație. Este la o scară mult mărită, evident. Fără a face aceste injectări de substanță de contrast, nu putem poziționa corect protezele, nu putem avea rezultatele intermediare și, de asemenea, nu putem verifica rezultatele. Aceasta este singura soluție endovasculară pentru a rezolva un asemenea anevrism. Pacientul a mai suferit o intervenție chirurgicală pe cor deschis și nici nu se punea problema de una nouă, așadar soluția a fost o intervenție non-invazivă. Cel mai mare risc pe care îl are pacientul în momentul descoperirii sau, mă rog, în momentul în care are acest anevrism este riscul de ruptură. Riscul de ruptură este risc major, are mortalitate foarte mare și este cu atât mai mare riscul de ruptură cu cât dimensiunea anevrismului este mai mare. 3 ore a durat operația. După 2 zile însă pacientul poate să plece acasă liniștit. Sănătate vă doresc! Numai bine!